concertul a fost organizat de Opera din Viena, Asociația Interculturală Româno-Coreană și Filarmonica Oltenia cu sprijinul Primăriei Craiova. Dabiot Orchestra este formată din 80 de adolescenți care au susținut spectacole în faimoase săli de concert din întreaga lume. Dabiot este numele tradițional corean, iar cuvântul reprezintă locul unde soarele cald strălucește mereu, peste tot și poți sta în lumina lui. În anii 60 existau 10 orchestre de tineri, dar și cultură. S-a confruntat cu dificultăți în perioada industrializării și multe orchestre s-au dezmembrat. Totuși, noul secol a adus o creștere a implicării în orchestrele de tineri. Elevii ai ciclurilor primare și secundare, împreună cu studenți, au format în mod voluntar Orchestra Tinerilor din Dabiot în 2005. Vreau să mulțumesc ambasadei Coreei, Coreei de Sud, care face de asemenea posibil acest eveniment. Ei se află într-un turneu european, au poposit deja în Germania, în Polonia, Austria, Ungaria și iată primul propas înainte de a încheia la București, la Ateneu, acest frumos turneu european, îl fac la Craiova. După cum ați văzut, scrie și sus acolo, Dabiot Youth Wind Orchestra. Este o orchestră de tineret, o orchestră care are în componență tineri de la 10 la 18 ani. Sunt extraordinar de talentați, unii dintre ei au cântat împreună cu Orchestra Filarmonicii Oltenia atunci când a fost în turneu național în Coreea de Sud anul trecut, în luna noiembrie și decembrie. Și totul este de asemenea datorat solistei So Young-gyu, pe care o să o auziți cântând, cea care este și partenerul nostru, impresarul Filarmonicii Oltenia, pentru turneele pe care le organizăm în Coreea de Sud. Orchestra Tinerilor din Dabiot are în componență în jur de 80 de băieți și fete. Scopul lor este de a cultiva aprecierea pentru orchestre în întreaga lume. Orchestra a fost invitată și la Craiova, aici existând o asociație româno-coreană cu mulți fani ai culturii coreene. Primirea de care au avut parte tinerii instrumentiști i-a inspirat să continue în producerea de interpretări excepționale pe scenele lumii și să-și împartă în continuare muzica cu un public receptiv. Membrii orchestrei trec printr-o selecție periodică de 2 ori pe an și cântă și în alte tipuri de concerte în cadrul festivalelor culturale locale și al evenimentelor pe tot parcursul anului. Evenimentul cultural de la Craiova a avut loc pe fondul sărbătoririi celor 25 de ani de relații româno-coreene, fiind facilitat de Ambasada Republicii Coreea în România și de soprana So Young-gyu, solista operei din Viena.